Bună ziua, doamnă profesor dr. Cătălina Poiană. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Dumneavoastră sunteți președintele Societății Române de Endocrinologie și prorector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Aș vrea să vorbim, dacă se poate, în această intervenție, mai ales despre patologia hormonală care, din păcate, predomină la unii pacienți în contextul pandemiei COVID. Se pun foarte multe întrebări și probleme și nouă ne-au adresat oamenii extrem de multe întrebări. Ca să începem dintr-un punct discuția, aș vrea să ne referim mai întâi la patologia glandei tiroidiene. În primul rând și înainte de toate, endocrinologii trebuie să fie în prima linie în ceea ce privește îngrijirea pacienților cu patologie endocrină în condițiile noii provocări pe care o reprezintă infecția cu coronavirus COVID-19. În această luptă, endocrinologii trebuie să colaboreze foarte bine cu o serie întreagă de alte specialități, cu medicina de familie, cu medicina internă, cu medicina de urgență, cu ATI-ul, pentru ca să reușim să asigurăm pacienților noștri cu patologie endocrină, de departe, cele mai bune condiții pentru a putea să treacă prin această perioadă extrem de dificilă pentru toată lumea. Bineînțeles că poate cel mai important mesaj pe care vreau să-l transmit înainte de orice endocrinologilor este aceea de a se proteja ei, pe ei înșiși, în primul rând, pentru că dacă avem un sistem de sănătate și dacă avem, de fapt, cadre medicale sănătoase în această situație, reușim să ne protejăm cel mai bine pacienții. Îmbolnăvirea cadrelor medicale reprezentând o amenințare majoră, atât pentru sistemul de sănătate, cât și pentru pacienți. Dar există la dispoziția medicilor măsurile de protecție necesare? Asta este o problemă care are foarte multe conotații. Bineînțeles că medicii simt nevoia unei protecții, ceea ce este firesc, echipamente de protecție și materiale de dezinfectare, dar în același timp o problemă de responsabilitate este și aceea din partea întregii comunități de a respecta toate reglementările actuale, pentru că fără disciplină în acest moment și fără echilibru și fără liniște, nu reușim să trecem prin această perioadă delicată. Adică echilibru la care noi facem apel trebuie să dea dovadă și medicii, dar și pacienții în egală măsură. În privința impactului pe care patologia endocrină l-ar avea în ceea ce privește comportamentul pacienților într-o nefericită eventualitate în care s-ar infecta cu coronavirus, ar trebui să discutăm despre câteva din capitolele patologiei endocrine și, pentru început, înțeleg că ați vrea câteva informații legate de patologia tiroidiană. Da, am început cu această întrebare și datorită frecvenței acestui tip de afecțiuni. Pe de altă parte, virusul SARS-CoV-2, așa cum am văzut, odată contractat de organism, poate să îmbrace o paletă foarte largă de manifestări. Vorbim și de o simptomatologie ușoară asemănătoare virozelor respiratorii, dar în cazul în care există complicații, s-a văzut mult că acest virus influențează mult răspunsul imun al organismului și aici s-a creat un soi de panică în rândul pacienților cu afecțiuni autoimune. Boala Hashimoto, atât de frecventă, boala tiroidită autoimună Hashimoto, este destul de frecventă la români și aș vrea dacă puteți cumva să îi lămuriți pe pacienți care sunt diferențele, în primul rând, privind abordarea, tratamentul tiroiditei autoimune față de alte boli și ce măsuri ar trebui să-și ia în mod special.
Primul lucru pe care trebuie să-l lămurim este acela că pe lista bolilor care pun pacientul la un risc crescut de a avea o evoluție severă în cadrul unei posibile infecții cu coronavirus, dintre bolile endocrine, pe prim plan este diabetul zaharat. La noi în țară, specialitățile de diabet și de endocrinologie sunt diferite, dar este adevărat că și foarte multe capitole din bolile endocrine pot să evolueze cu diabet zaharat. Sunt însoțit și în boala de care vorbeam. Da. Și, de fapt, primul lucru care trebuie avut în vedere este posibila asociere a bolilor endocrine cu alte capitole de patologie care se înscriu pe lista bolilor care pun pacientul la risc înalt de a avea o evoluție severă și de a face complicații medicale în timpul unei posibile infecții cu coronavirus. Și când spun asta, mă refer la hipertensiune arterială, mă refer la boli cardiovasculare, mă refer la boli cerebrovasculare, la cancere și așa mai departe, lista este lungă. Absolut. Ce trebuie să înțeleagă insuficiență renală. Tocmai. Ce trebuie să înțeleagă pacienții noștri cu patologie endocrină este că boala autoimună tiroidiană, și când spun acest lucru mă refer la toate bolile endocrine cu potențial autoimun, nu înseamnă că pacientul propriu-zis este imunodependent. Adică, ce vreau să spun, că partea sistemului imun care este responsabilă de bolile tiroidiene autoimune este separată, dacă vreți, de sistemul imun care este responsabil de lupta împotriva infecțiilor virale. Este adevărat că pacienții care au boli autoimune sunt mai predispuși să facă anumite infecții și că uneori evoluția lor poate să ridice unele probleme, dar ei nu se încadrează în așa numitele boli care presupun imunodepresie. Și de asemenea, o informație importantă pentru pacienții noștri o reprezintă faptul că atât tratamentul cu hormoni tiroidieni, cât și tratamentul cu antitiroidiene de sinteză, deci tratamentul cu hormoni tiroidieni se dă pacienților care au insuficiență tiroidiană, tratamentul cu antitiroidiene de sinteză, exact, se dă pacienților care au hipertiroidie, tireotoxicoză. Niciunul dintre aceste două tipuri de tratament nu influențează sistemul imun. Și când spun acest lucru, vreau să facem clar diferența între pacienți care sunt imunodeprimați, cum sunt pacienții cu infecție HIV-SIDA, sau cum sunt pacienții care iau tratamente cu doze mari de glucocorticoizi, sau cum sunt pacienții care iau tratament cu imunomodulatori. Deci nu este aceasta situația pacienților cu boli obișnuite, autoimune, tiroidiene, în care, spre exemplu, iau tratament cu hormon tiroidien pentru tiroidea Hashimoto sau tratament cu antitiroidiene de sinteză într-o tirotoxicoză. Există însă și aici câteva nuanțări. În primul și în primul rând, cel mai important lucru este ca pacientul să aibă o funcție tiroidiană echilibrată. Și când spun acest lucru, este ca recomandarea practică către pacientul nostru este că dacă la ultima consultație a primit un tratament cu care s-a simțit bine și probele lui au fost în limite normale, în aceste momente să mențină această terapie și să se adreseze medicului specialist numai dacă intervin modificări importante în ceea ce privește starea lui de sănătate. Și atunci preferabil ar fi să nu se adreseze, să nu se ducă la spital sau să nu se ducă la cabinet, ci să-și contacteze pacientul, medicul, fie telefonic, fie pe e-mail, deci este ceea ce antamam mai înainte teleconsultațiile, telemedicina, care acum trebuie să reprezinte modalitatea noastră de a funcționa pentru a asigura ceea ce se numea distanțarea socială. Nu prea se găsește Utirox. Aici s-a născut o adevărată polemică în medie. Da, dar știți ce se întâmplă? Și aici trebuie să facem din nou apel la echilibru. Știu că au fost multe probleme. Ori de câte ori se schimbă ceva la un produs farmaceutic, pot să apară asemenea sincope. Noi am mai avut această problemă cu tratamentul cu comprimate de levotiroxină acum câțiva ani, când s-a schimbat forma lui de prezentare. Exact. Acum, în luna februarie, s-a schimbat din nou formula
și anume unici legătură cu a fost pandemia. Înlocuit cu altceva, da, și să știți că această schimbare în formulă este chiar benefică pentru pacienți și pentru produsul nou și aceasta pe de-o parte, pe de altă parte unele disfuncționalități în ceea ce privește lanțul de distribuție, ne mai vorbim de situația în care ne aflăm și în care toate merg îngreunat pentru că personalul din toate aceste instituții implicate acum poate să fie mai puțin numeric. Dar ceea ce vreau să asigur pacienții noștri este că am luat legătura cu firma producătoare, că am luat legătura cu Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și am primit asigurări că se aduc în țară cantități similare cu cele care se aduceau în lunile în care nu existau aceste disfuncționalități și de asemenea am rugat la colegii, conducerea Colegiului Farmaciștilor să se transmită ca eliberarea să se facă nu pe baza rețetei, ci să se facă pe baza documentului medical simplu, bilet de ieșire al pacientului ca să, din spital, ca să evităm aglomerarea la cabinete pentru ca pacienții să-și ia rețete. Sau pe rețetele elemente vechi unde există denumirea veche, pentru exact. Că farmacistul știe foarte bine. Denumirea este practică. Iar ceea ce trebuie să mai știe pacienții noștri este că iarăși din această săptămână va mai apărea pe piață un nou produs de hormon tiroidien, o soluție orală și sperăm ca prin aceste elemente care se implementează să nu mai existe aceste disfuncționalități în ceea ce privește asigurarea necesarului de hormon tiroidien. Dar revenind la pacienții noștri cu probleme tiroidiene, deși v-am spus că tratamentul cu hormon tiroidien și tratamentul cu antitiroidiene de sinteză nu influențează propriu-zis sistemul imun, vreau să atrag atenția asupra două situații particulare. Spre exemplu, sunt pacienții cu oftalmopatie Graves, cu acel sindrom exoftalmic, un procent foarte mic pot să aibă o formă severă, foarte severă de oftalmopatie Graves și aceștia să ia tratament cu doze mari de glucocorticoizi sau să ia tratament cu imunosupresoare. Acești pacienți pot să fie într-adevăr la riscul de a avea o evoluție mai severă în cazul nefericit al contractării unei infecții cu coronavirus. De aceea, acești pacienți care fac tratament cu doze mari de glucocorticoizi sau care fac tratament cu imunosupresoare, trebuie să-și consulte medicul curant, să vadă în funcție de simptomele pe care le au și de evoluția la acest moment al bolii, dacă este mai bine să-și oprească terapia o vreme din cauza acestor riscuri sau dacă trebuie să-și o nuanțeze, să-și o individualizeze. Ceea ce este important este ca pacienții noștri să nu aibă inițiative ei singuri de a-și modifica schemele terapeutice. Și o altă situație particulară este aceea a bolnavilor care fac tratament cu antitiroidiene de sinteză pentru hipertiroidie. Iarăși o reacție adversă extrem de rară, nu vreau să se creeze panică și de aceea mesajele mele vreau să fie foarte clare. Deci nu vreau să creez panică în rândul pacienților, dar există un procent extrem de mic, undeva 0,2-0,5%. Din pacienții care fac tratament cu antitiroidiene de sinteză și care pot să dezvolte o reacție adversă care se numește agranulocitoză, deci scăderea importantă a numărului de leucocite. Apare foarte rar, dar când apare, simptomele care se asociază acestei reacții adverse sunt durere în gât, ulcerații la nivelul mucoasei orale, febră și, în general, simptome care să sugereze gripa și simptomele se pot confunda cu debutul unei infecții cu coronavirus, cu noul coronavirus. În această situație, recomandăm pacienților să-și oprească tratamentul cu antitiroidiene de sinteză, să-și facă rapid o numărătoare de leucocite și să facă o testare COVID și să se adreseze de urgență medicurilor endocrinolog. Deci acestea ar fi două situații rare de altminte și care nu reprezintă în acest moment regula sau situația marii majorități a pacienților cu patologie endocrină. Ce părere, deci, recomandări ați avea pentru pacienții cu afecțiunea ale corticosuprarenalei?
Pacienții cu suferințe ale corticosupra-renalei, da, insuficiența corticosupra-renaliană, insuficiența adrenală, recunoaște în mare majoritate de asemenea o etiologie autoimună. Și în general, pacienții cu asemenea patologie pot să aibă o predispoziție ceva mai mare la infecții. Din această cauză, dacă un asemenea pacient are simptome care pot să sugereze o infecție cu noul coronavirus, încă de la bun început există recomandarea, pe care de altminteri noi o facem pacienților cu insuficiență corticosuprarenală care sunt expuși oricărui tip de infecție, ca de la primele simptome de apariție să-și crească dozele de substituție glucocorticoidă și să se adreseze de urgență atât pentru testare cât și pentru consult medicului endocrinolog. Eu aș mai atrage atenția asupra unui alt capitol de patologie și anume a obezității. Și în ceea ce privește obezitatea, avem doi poli, să spun așa, de posibil risc. Deși obezitatea gravă. Gravă, da, numai obezitatea severă. Deși există date foarte puține în ceea ce privește impactul infecției cu noul coronavirus, totuși, și nu există o regulă generală care să sugereze că acești pacienți ar fi la un risc de evoluție severă, există totuși două situații particulare, și anume a tinerilor care au obezitate severă, pentru că aceștia pot să dezvolte în cadrul unei infecții cu coronavirus o insuficiență respiratorie și posibile explicații ar fi sindromul de apnee de somn pe care îl au acești pacienți și de asemenea la acești pacienți în cadrul unei infecții severe poate să apară o tulburare sau o deteriorare a controlului glicemic chiar dacă nu au diabet și acest lucru să antreneze mai departe o afectare a funcției ventilatorii. Și de asemenea un alt pol de risc este cel al pacienților care au diabet zaharat, care au obezitate asociată cu diabet zaharat tip 2 și care sunt peste vârsta de 65 de ani. De asemenea, acești pacienți pot să fie pe undeva, dacă vreți, mai predispuși la a avea evoluție severă cu complicații medicale în cadrul unei posibile infecții cu coronavirus. Dar tuturor pacienților cu patologie endocrină le-aș recomanda în această perioadă ceea ce recomandăm tuturor pacienților noștri și, în general, tuturor persoanelor, și anume distanțarea socială și evitarea consulturilor care în această perioadă nu sunt absolut necesare. De asemenea, dacă sunt obligația să o facă, să încerce să-și contacteze medicul curant întâi telefonic sau printr-o cu tot o altă metodă și nu să meargă să se expună la o cameră de gardă decât dacă situațiile o impun neapărat. Cum ar fi în cazul cancerului tiroidian, de exemplu, că boala nu așteaptă. Da, aici de asemenea, de la caz la caz, pacienții trebuie să se adreseze medicului lor curant, pentru că de obicei acești pacienți au un interval larg de timp între dozele de iod radioactiv, dacă este vorba de un cancer tiroidian diferențiat care face tratament cu iod radioactiv, și între aceste etape de tratament cu iod, ei sunt pe un tratament cu hormon tiroidien în doze supresive ale TSH-ului. Și în asemenea situații, aș recomanda ca pacienții să ia legătura cu medicul curant sau cu medicul care îi monitorizează în ceea ce privește evoluția cancerului lor tiroidian și să se adreseze și să se prezinte fizic la medic doar dacă a intervenit ceva sau dacă situația o impune. Ce sfaturi legate de viața de zi cu zi le puteți da pacienților
mă rog, care au probleme endocrinologice, fiind cunoscută legătura, ați enumerat diabetul zaharat, obezitatea, dar și multe alte afecțiuni sunt în legătură cumva cu stilul nostru de viață. Dietă, faptul că suntem mai sedentari acum, cam ce sfaturi le-ați putea oferi? Și în special celor cu patologie tiroidiană, pentru că există multe discuții legate de dieta lor. Având în vedere că aceste capitole de patologie, în special cel de patologie tiroidiană, în marea majoritate a cazurilor nu este asociat sau nu se încadrează în acei pacienți care să fie la risc crescut de evoluție, principalele recomandări pe care le-aș face pacienților cu patologie endocrină este să respecte regulile generale de prevenție și control al infecției cu coronavirus. Distanțarea socială și statul cât mai mult acasă, ieșitul din casă doar dacă situația o impune, evitarea contactului cu persoane posibile infectate cu coronavirus și poate cel mai important mesaj este cel al respectării măsurilor de igienă și deși pare o metodă simplă, spălatul pe mâini, care trebuie să se facă cu apă, preferabilă mai călduță și cu mult săpun și care să spălat pe mâini care să dureze minim 20 de secunde, este o măsură incredibil de eficientă, pentru că cel mai frecvent se poate transmite în afară de contactul prelungit cu, deci peste 15 minute cu o persoană care este știută că este infectată cu coronavirus, una dintre cele mai importante metode de transmitere este contactul dintre mâna murdară și față, respectiv gură, nas sau ochi. Deci, practic, acest mesaj pe care îl vedem peste tot este un mesaj care, dacă va fi respectat, alături de distanțarea socială și de izolarea posibilă la domiciliu în această perioadă, cu evitarea contactelor, vor asigura răspândirea cât mai puțină a acestei, a acestei infecții. Și de asemenea, ce aș recomanda pacienților noștri este să citească cu atenție recomandările care li s-au făcut uzual sau de rutină sau la fiecare consult medical pe care l-au făcut în funcție de afecțiunea pe care o au și de asta dată să le respecte cu strictețe. Pentru că atât în cazul diabetului, un control cât mai bun al nivelului sanguin al glicemiei, ca și la pacienții cu patologie tiroidiană, o funcție tiroidiană cât mai bine controlată, reprezintă metodele prin care acești pacienți se pot apăra cel mai bine de o posibilă evoluție cu unele probleme medicale în cadrul unei posibile infecții cu coronavirus. Doamnă profesor, doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile dumneavoastră și sper să ne auzim cu bine într-o viitoare intervenție telefonică când lucrurile se vor schimba și să sperăm noi că în bine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și aș vrea să mulțumesc tuturor medicilor care acum sunt în linia întâi. Vreau să mulțumesc pacienților care înțeleg să respecte tot ceea ce facem ca recomandări în această perioadă de timp și fac un apel la întreaga comunitate de a respecta regulile, pentru că respectarea acestor reguli este singura soluție de a putea ieși cât mai bine din această provocare fără precedent care este reprezentată de infecția cu noul coronavirus. Aveți dreptate și mulțumim! Sănătate foarte multă și aveți grijă de dumneavoastră! Și dumneavoastră multă sănătate!